Să știe că 2022 este proclamat drept anul Sfinților Isihaști și incorporarea unei astfel de teme de reflexie mistică mi se pare absolut esențială pentru teologia românească, deși motivația este una care ține aparent de cronologie și pentru a rămâne în marja discuțiilor precedente vom aborda chestiuni de antropologie și de metafizică, adică despre cum văd tradițiile religioase semnificative omul ca întreg și raportarea lui mistică la divinitate. Ideea de om universal, care apare și la René Guénon în Marea Triadă, are semnificație pentru trăirea religioasă extrem-orientală. În ortodoxie se observă însă existența unei problematici teologice recurente, și anume aceea de antropologie apofatică, și nu mă refer doar la spațiul românesc, ci și la teologia și filozofia religioasă rusă, la Sergei Bulgakov, în mod special supus în Iisus Hristos sau Restaurarea omului, unei critici sau unor observații ale părintelui Dumitru Stăniloae. Bulgakov declară principiul personal din om divin, căzând într-un pateism direct. Citez: omul poartă în sine un duh de viață emanat din Dumnezeu, care este temelia imanentă a personalității sale. Nu aceasta însăși, căci personalitatea se află cu totul pe partea vieții sale create și este posibilă numai prin aceea că este sălășluit în ea acel pneuma dumnezeesc. Am închis citatul. Teoria că ipostasul din om ar fi o formă necreată din ființa divină este o utopie care face de neînțeles căderea omului în păcat și trebuința lui pământuire. La Andres Crima, în persoana umană, cele două principii, divinul și umanul, se amestecă și se constituie într-un întreg organic de conaturalitate mistică, iar icoana dumnezeiască a umanului participă în mod substanțial la taina Sfintei Treimi și unde începutul și sfârșitul omului coincid în resurrecție. Pentru teologul rugului aprins, persoana conține substanțialitate divină ca expresie a harului necreat, conferit dintr-un început ființei, și citează în acest sens în antropologia apofatică pe Sfântul Ciril al Alexandriei, care ar spune că în persoana umană nu este imprimat doar un har, ci însuși Sfântul Duh substanțial ca semnificație teonomă. Omul trăiește între primul și al doilea Adam într-un eon aniconic, în care chipul interior și prezența lui Dumnezeu au fost pierdute, însă chipul dumnezeiesc din om fundamentează posibilitatea metafizică a reconstituirii icoanei apofatice de taina ființei prin întruparea adevăratului protopărinte Iisus Hristos. Omul are încă dinainte de întrupare suportul ontologic al posibilității asumării naturii umane de către Iisus Hristos la plinirea vremurilor, o aptitudine interioară indestructibilă ca teantropie veșnică și dincolo de păcatul adamic. El restabilește, adică Mântuitorul Iisus Hristos, congruența metafizică dintre om și Dumnezeu, dar și ființa îndumnezeită. Pentru Nicolae Berdiaev, omul absolut este Hristos din Sfânta Treime, natură umană încorporată cumva mai înainte de toți vecii și pogorât la vreme pentru a depăși domnia legii veterotestamentare prin ispășire și jertfă, însă nu aceasta ar fi capătul revelației noului legământ, pentru că după ispășire ar urma un stadiu sau un timp al creației religioase sub auspiciile paracletului, în care omul își vădește prin spirit capacități divine și în care se va devoala noua revelație antropologică, dar și un cer și un pământ transfigurate. Înțelegerea apofatică sau cunoașterea negativă a unului apare în filozofia religioasă europeană prin Neoplatonism și prin Proclos, iar Plotin învață despre o mistică panteistă de unificare a omului cu divinitatea. Prin Vladimir Losky înțelegem că în experiența mistică a lui Dionisie Areopagitul sunt folosite categorii apofatice de supraînțelegerea persoanei umane și a preasfintei treimi. Părintele Stăniloae are capitole consistente de antropologie apofatică și trebuie văzut în context care este modelul isihast antropologic, subliniat ca antropologie iconică, probabil înrudit organic cu referințele patristice consacrate din spațiul eclezial. Pentru că am amintit întreagă de Sfinții Părinți, să notăm și de existența unui model antropologic patristic preluat prin tradițiile sinodale în experiența mistică a bisericii. Diferențele au fost încadrate sub termenul de specific, fie el monastic sau de experiență teologală, însă mistica este organic legată de un model antropologic pe care îl observă cu mare atenție. În conversațiile teologice mai noi din spațiul ortodox se observă o confuzie a structurii triadice ființiale cu triadele energetice, mintea fiind nu o funcție a sufletului, ci o entitate autonomă capabilă să vadă prin sine lumina taborică, idee preluată din Origenism și de la Evagrie Ponticul, de unde și eforturile mistice și contemplative de purificare exclusivă a minții. De la Calist Catafigiotul știm că mintea este în chipul sufletului. Mai poate fi luată în discuție și mistica ocultistă sancționată de Berdiaev drept una post-creștină și reprezentată de Rudolf Steiner și cea teozofică în care îl putem include pe misticul apusean Iacob Bohm, cu al său model de accesare mistică a beznei inițiale,
a întunericului pretreimic și cu un tipar antropologic destul de cunoscut în experiența religioasă apuseană. Conștiința ocultistă și teozofică dominantă profera un om compozit constituit din straturi ale evoluțiilor planetare. Pe lângă nuanțele de specific pe care le-ați identificat acum câțiva ani, părinte, pe un culoar lateral se încearcă impunerea unui model mistic și antropologic cu rădăcine în fenomenul românesc imediat postbelic de la Rugul Aprins. Intens mediatizat și investit după anii 90, mai ales printr-o încărcătură politică și mai puțin teologică, dar și prin aducerea în prim planul discuția unor marginale ai cercului de prietenie spirituală, ca să folosesc termenii consacrați ai idiomului curent, așa cum au fost Andres Crima sau Vasile Voiculescu. Acesta din urmă scria cândva: urc muntele de gând cu aspre galbe, cătând frunzarul rugului aprins, doar mugetele tunetelor albe mă vor vesti că, Doamne, te-am atins. Atunci, scoțând sandala minții moale, cu sufletul desculț prin jarul dur, pășind în vârful gândurilor goale, voi cuteza să calc pe spirit pur, versuri prezumate ca punct de pornire a cercului de prietenie spirituală de acolo. Obișnuit cu chestiunile de ecumenism încă de la Sibiu, insistent discutate de către profesorul Ion Bria, regăsesc subiectul dezbătut în termeni similari la Andres Crima într-o unitate mistică și transcendentală prezumată, însă transportat pe un strat pretins a fi superior al axei verticale a ființei, și anume în acela al dialogului interreligios. Să mai spunem că Crima a fost profesor de studiu comparat al religiilor și de epistemologie, colaborator și consilier al Fundației Familiei Domenil în Houston, Texas, care organiza manifestări academice și culturale de mecenat în domeniul ecumenismului interreligios, unde se află și Rothko Chapel Foundation. Între 1957-59 urmează studii doctorale la Benares, în India. Interesant este că din 1974, Facultatea de Teologie a Universității San Iosef din Beirut, unde Scrima preda, s-a transformat în Facultatea de Științe Religioase, încorporând și cealaltă dimensiune deja majoritară în Liban, și că Scrima fondează alături de alți doi profesori în Institutul de Studii Islamo-Creștine. A fost mai exact profesor de teologie ortodoxă 1971-1974 și de filozofie comparată 1974-80 în Beirut, la Universitatea Catolică Saint Iosef, dar și la Universitatea Maronită Saint Esprit Catholic, care includea un institut superior de liturgii. Ce își dorește de fapt Andres Crima? Modificarea sau restructurarea limbajului teologic și simbolic, dar și a referințelor cosmologice, a formulelor exclusiv instalate, spune el, repunerea în chestiunea discursului teologic ortodox pentru o întâlnire viabilă cu celelalte tradiții religioase proeminente și pentru a da seama de experiența religioasă diversă, de experiențe religioase diverse în interiorul tradiției creștine. După Scrima, în orice discurs teologic care include și un conținut de adevăr corespunzător. Și acum, dacă puteți să dezvoltați chestiunea antropologiei apofatice, pentru că a fost o descriere ceva mai etajată a chestiunii de antropologie în diferite experiențe, fie ele filozofice, fie religioase, dacă puteți să dezvoltați chestiunea antropologiei apofatice, ce reprezintă ea pentru părintele Stăniloae, pe de o parte, de asemenea ce coordonate tari prezintă antropologia iconică, dar și dacă acești termeni, respectiv apofatismul antropologic, se justifică în tradiția bisericească. Sunt destul de depășit de situație, să spun. Ce mi se pare în ceea ce a spus, atrage atenția, nu știu, tematica sau problematica asta antropologiei, asociată unei practici și experiențe mistice. Cumva înseamnă o devaloare a chipului omului în acest participativ al său la cele transcendente, să spunem așa. Mai mult sau mai puțin exact în anumite experiențe. Dar funcție de... Și eu cred că pentru a limpezi, să zicem, o experiență, în cazul, să zicem, isihast și isihast, dar și mistic, să zicem așa, în general, care încearcă sau caută cumva această întâlnire, zicem, mistică, să zic așa, trebuie puși față în față ambii poli, să spunem așa, participativi. Sau unii poate nu înțeleg polul transcendent ca fiind participativ, mai degrabă impersonal și de asumat ca experiență, eu știu. Pentru că participativul ăsta al transcendentul, dacă nu are o componentă personalistă, nu are cum îi faci participarea lui directă. Propriu-zis, nu e un dialog. Nu? Vezi la teandrie, teantropie, nu? Da, adică aici e un element, da. Adică totuși, antropologia creștină are o tușă asta, deși Părintele Stăniloae, ca a spomenit, cred că în ascetica și mistica vorbește de faptul, despre faptul că
sufletul și fapt antropologia, să zicem creștină, mult timp a fost sub influența filozofiei grecești. Și abia cumva se pare cu Calis Cataphygiotul încoace, începe să elibereze. Cumva să-și aibă o precizare cumva mult mai debarasată sau decantată de acele categorii. Poate și e vorba de un curs firesc, să zic așa. Că, în primele secole vă referiți la, în mod tot special, la Origenism și Evagrie. După Sfinții Părinții definesc în categorii real creștine termenii aceștia pe care îi preia din filozofia greacă. Da, eu am găsit asta la Părinții Sănai, că există această influență în înțelegerea, să zicem, creștinii în chipul omului, să zic așa, în raport de elementele astea filozofic cu antropologie, să le zic, antice, în special platoniciene și da, da, da. Și cu Sfântul Calis Cataphygiotul apare această distinție între... Când în secolul XIV. Da, și chiar și cu Sfântul Grigore Palama se vede această problemă a distinției între minte și lucrarea minții, între suflet și puterile sufletului. E mult mai clar. Acum, astea pot fi dezvoltate. Eu cred că și în spațiul ecleziologic a fost o dezvoltare organică, într-un fel, de la, să zicem, teologic, latentă și prelungită, cristologic și după aia antropologic. Și cumva suntem, asta cred că spunea la un moment și Părintele Ghelasii, că suntem într-o perioadă în care devolată antropologia, să zic, și detaliată, pentru că atunci reușim să înțelegem și acest participativ al chipului omului. În ce constă, de fapt, în această experiență mistică? Și mi-a spus și de Berdiaev, că anumite poziționări ale înțelegerii antropologice pot să nu mai lasă loc de explicații pentru ce a spus pe acolo un comentariu pe Nesenea asupra căderii și restaurării omului, să așa mai departe, nu? În funcție de cum se înțelege, că e o antropologie cumva paradoxal emanaționistă, să zic așa, da, în care ceva din om e cumva de esență divină, da? Cum facem, de fapt, să păstrăm totuși o taină a omului, dar care să nu se confunde cu taina lui Dumnezeu. De fapt, aici este povestea, într-un fel. Da. Și în același timp, apropo de antropologie apofatică, a zice că antropologia iconică despre care vorbește Părintele Ghelasii are un contur personalist. Și acest iconic, dacă vreți cumva, o catușă creștină foarte clară, pornind de la face după chip și asemănare, inclusiv prin chipul restaurator hristic, care este icoana propriu-zisă, da? Și atunci și caracterul hristologic e foarte clar al originii, să zic așa, al raportului în ceea ce este antropologia iconică și personalismul ei. Capofatismul poate să te ducă, cum ești în la filozofii ruși de care ați spomenit, și într-un soi de panteism. Și aici este tot... La și la Bulgakov și la, nu știu, la Lev Shestov, nu, care e cam inclasabil. Aici e problema. Cum păstrăm totuși o taină a omului, o taină care să fie în relaționare, fără să fie identitar. Da, identitar. Și aici este taina personalismului acestui apofatic. Adică un apofatism pur și simplu care nu are contur, să zic, ființial adevărat, foarte hotărnicit, să spunem așa. La un moment dat, Scrima vorbește despre un, ce să interpretez, un apofatism teonom. Tot pe o înrudire rusească, filozofică, cred. Aici ați văzut la un moment dat că este riscul acela și pe filiera omului universal, la un moment dat să mergi pe dualitatea aceasta spirit sau duh și materie, și atunci omul să asume ambele componente, și aceste componente cumva formează omul universal, și ele, e adevărat, au un suport apofatic, acest duh nevăzut, da? Sau spirit,
Dar aici acel spirit la un moment dat se confundă cu însăși Duhul Sfânt, cu Tatăl, dacă vreți în altă lectură. Da. Și atunci e cu Divinul, cu Dâ Mare, cu Mare Arhitect, dacă vreți. Și atunci te duce acel model către autodivinizare. Cu polul acela, Purusha, da. Prakriti, da, 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 da. Și mai departe. Și aici e întrebarea, dacă ceea ce a spus aici vis-a-vis de Andrei Scrima și antropologia apofatică nu se virează, adică modelul hristic de avatar pe care îl... pe care cred că îl distilează mai târziu. De care vorbește și Ghenon la un moment dat, acolo e un model, nu e modelul din hristologia ecleziologică. Și atunci, dacă gândesc omul într-un raport de model din acesta avataric, antropologia apofatică, doar că o formulez, de aia fel e identică cu un hrist din acesta avataric, există un apofativ antropologic. Dar este impersonal în fond, pe de-o parte. Pe de altă parte, se stinge, să zic așa, cumva nirvanic, în acest impersonal ca experiență. Acum că declară acel impersonal că e Divinul sau că este Duhul cu Dâ Mare sau Duhul Sfânt, care e un fel de spirit universal, cumva lipsit de singularitate, e o altă discuție. Adică, într-adevăr, problemele sunt complexe. Și cred că doar o antropologie apofatică, e adevărat că o antropologie apofatică vorbește de o taină a omului. Adică mai mult decât o simplă înțelege materialistă, psihologizantă a omului. Adică sunt niște valențe spirituale, zicem, tainice ale omului. Dar nu e suficient. Aici este nevoie de acest... sau fiecare să-și prezinte cum înțelege cea antropologia apofatică, pentru că antropologia apofatică te poate duce într-o zonă de impersonalism. Sau cum a zis, de autodivinizare. Și de autodivinizare. Pe de altă parte, și, în interiorul ca practică mistică. Și în spațiu mistic, da. Și atunci e bine și frumos și cu antropologia apofatică, dar... păstrate niște distinții foarte clare. Foarte clare și în suportul personalist. De-aia e foarte important la Părinte Grație. Când, ca antropologie iconică, apropo de revenire la modelul acesta autentic, bisericesc și ecleziologic, să zic, în sensul că să sperie lumea, căutătoare de mistică, de acest raport, Dumnezeu este ființă necreată și energii necreate sau harul. Și de aici se elimină din stat posibilitatea panteismului. Da? Fuziunii. Da? Și ființă creată, energie. Necreată. Creat. Adică distinția între creat și necreat rămâne foarte clară. Foarte clară. Raportul este chip și asemănare. L-am spunea o chestie interesantă pe negrație. Când Dumnezeu e ființă și har, chip și asemănare, cum ar fi în sine, harul fiind în felul asemănare a chipului ființial divin, să zic așa. Așa și omul este ființialitate creată și energie. Așa care sunt în asemănare cu ființialitatea creată. Da? Chip și asemănare. Da. Sigur că ființialitatea este sufletul acela ființial. Iar energiile sunt energii corp, sunt luate din împreună. Aici este o tușă importantă. Dar în forma aceasta... Și mintea în această arhitectură? Mintea în această arhitectură... Antropologică? Este o funcție? Este o funcție sau o facultate, da, sau o putere a sufletului, care devine o interfață în legătura sufletului cu corpul. Adică, ce spune Părintele Grație Dumnezeu din moștenirea asta filozofică, greacă în special, antică, nu mai trebuie gândit corpul, adică ca materie simplă, ci corpul are și acest substrat a unui viu corporal, care este un substrat informațional, energetic, să zic așa, da? Care susține corpul în spatele său, sau zicem așa, în spate, să zicem, într-o exprimare din aceasta spațială, da? Dar de fapt, dincolo, da, să zic sufletul. Așa, este sufletul ca ființialitate. E distinția asta între ființă și energiile acestea informaționale care susțin propriul corpul și articulează și constituie cumva viu corpului, care nu este, asta înseamnă că, pe de o parte, viu corpului nu este numai unul chimic, biochimic, da? Și are suport energetic. Și informațional, adică și așa, printre, sigur că aici pe model triadic,
Există o triadă energetică din aceasta, dincolo de care... Spatele, cea triadă ființială. Ființiala sufletului, da? Dar sufletul ăla este creat, e foarte important. Și în triada sufletului încorporată mintea. Nu. Depinde, trebuie. Aici la Calis Catafigiotul se pare că se face această modificare, că în prima variantă, când vorbești pe Stăniuan, Ascetica și Mistica, când vorbește de facultăți ale sufletului, mintea este și potențial, este o facultate, da? Cea mai elevată, zicem, sau cea superioară, da? Este după aia... Nu e de sine, cum se vede în modernitate. Mintea nu e de sine. Asta e altceva. Antropologie creștină. Asta este altceva. În primul rând că este... Sau nu este totul în persoana umană, cum iară se tinde. Mai nou a început să se caute și în zona asta, am văzut eu, și legătura asta se treacă la o conștientizare a unei legătura sau unei unități între minte și corp, între minte și simțuri. Adică perioada asta, zice, unii mai rămân, au rămas și orientați pe această separare, să zicem, între minte și corp, între, să zicem așa, dar mai nou am văzut și direcții care caută să relege, să zic așa, și mintea și corp, cumva să le dea unitate, da? Fără suflet. Fără suflet, asta vreau să zic. De aia este importantă antropologia, că trebuie să vezi de unde și ieși unde... De unde vii și încotro te duci. Și antropologic. Ori dacă nu e sufletul... Nu ai participarea fundamentală. Atunci vii de nicăieri și pleci înspre nicăieri. Da. Sau poți să faci următoarea chestiune. Aici este marea problemă, că existând această conștiință de fapt a minții, ea înșală că n-ar exista și o conștiință de suflet, o realitate dincolo. Și atunci identificarea apare prin această conștiință, că ea este realitatea fundamentală a omului. Și de aici e toată povestea. Da, devine proeminentă și trăiește pe seama sufletului. Da, ia locul cumva, e o substituire. Și asta e substituire. Și acest lucru se întâmplă și chiar și într-o mistică mai proximă nouă. Interesant, și ați dezvoltat. Da, în sensul că până la urmă, prin purificarea gândurilor, prin vederea luminii, pe undeva, de aia cumva trebuie să ai și o imagine a ceea ce înseamnă omul, că noi ce vorbim acum vorbim de om. Dacă tu din mintea asta luată ca energie subtilă, să zic așa, da? În spațiu cerebral, dar nu numai, transcenzi către realitate dincolo, aia de fapt este sufletul. Și ajungi la auto, dacă aia zici că e divinul, te ajungi la autodivinizare. E clară procedura. Și atunci, acceptând că omul este și ființialitate, dincolo de această structură mentală și energetic informațională, dacă acea realitate transcendentă acestei structuri triadice informaționale energetice este sufletul ca ființialitate, ca duh, dar creat, foarte important, atunci știi cum zic, care e centrul tău, că l-am spunea până de grea semne, în mistică e foarte important cum identifici centrul tău de personalitate. Care este de unde participi, cu ce participi, care e fondul participării tale într-o întâlnire. Adică înțeleg că te întâlnești, că vrei să mă întâlnesc cu cutare sau cu mântuitorul, dar tu ăla care te întâlnești, unde îl chem, care este spațiul tău? Sau care e forul tău interior? Forul tău interior, da. Care e identitatea? Pentru că acolo se sesizează în ultima instanță, nu? Da. Păi asta zic. Sau unde te identifici tu? Că s-ar putea tu să fii visceral, să zic așa. Chema acolo unde ești, să zic așa. Dar asta e importantă și o discriminare antropologică. Și atunci, dacă ceea ce transcende această minte, că asta au sesizat și mistica orientală, este o realitate de altă natură decât energeticul, acesta, chiar și al minții, ca spune de aici, mintea este în această interfață. E ca o putere, ca o facultate a sufletului. Din ce am înțeles eu la pentestemenea ascetica și mistica, cu Calis Catafigiotul, mintea apare ca o componentă a chipului sufletului, nu direct al sufletului, minte, rațiune și duh, da? Pe când deci atunci ține de ființialitatea sufletului, deja la Calis. Și nu ca legată și nu, de suflet. Nu. Ar fi componentă directă a sufletului. Una una este funcția sufletului. Puterea sau lucrarea sufletului, în sensul mintea ca putere sau lucrarea sufletului, și alta e mintea ca o componentă triființialitatea sufletului. Adică e triada, zicem, sufletului, da? La Calis e minte, rațiune și duh.
Da, din acest suflet propriu zis, are și niște puteri în afară care fac legătura cu corporalitatea. Și acestea ar fi gândurile. Și chiar până la Calisca Tipigiotul, mintea era componenta aceasta, acestor puteri. Da? Era puterea sufletului. Una e mintea ca putere și alta mintea ca o componentă a sufletului. Nu știu dacă sunt foarte clar. Da? Da, încastrată în suflet. Da, în structura lui. Da? În structura, da. Partea superioară. Ei, diferența este de natură sau de esență. Și atunci ce s-a întâmplat? Ca putere este realitate, ca putere sau funcție sau facultate este în esență energetică, informațională. Ca o componentă, să zic așa, structurală a sufletului în sine, este ființialitate. E altceva ca esență. Da? Și atunci, aici poate să apară un amestec. Când vorbește la de minte, vorbește mintea ca putere sau ca realitate, ca realitate energetică, sau de mintea ca o componentă a structurii ființiale. Pentru că sunt experiențe diferite în sensul de participare. Dar ce se întâmplă după cădere? După cădere, mintea se desprinde cumva de suflet? Asta este... Și acest lucru se exprimă și în filozofia despre care vorbeați. Păi aici are, la Părinte Grase are chestiunea asta, domnule, că există o ruptură, prin căderea rupturii omului de Dumnezeu, dar și o ruptură în sine. Adică omul, o fractură omul nu mai nu uită doar de chipul Dumnezeu, uită să zic așa de chipul Dumnezeu din sine. Și asta e important detaliu. Și atunci... Mai multe căderi. Este o cădere, și o implozie, să zic așa, da? E, atunci omul încearcă prin sine această restaurare, atunci riscă această autodivinizare. Pentru că chipul Dumnezeu din sine, acesta transcendent cumva față de energiile astea și corp... Care e destul de greu de identificat. Identificat ca experiență, e destul de greu de identificat. Nu e ce sau nici asta. Întâi trebuie să vii la, cum a spus, la realitatea ta de suflet și apoi la realitatea interpersonală de comunie cu Preasfânta Treime, nu? Cam asta e ideea, nu? Da, da, da. Și atunci de asta sunt importante și aceste distinții. Și, de fapt, acest suflet pe care vorbeam ca ființialitate este ipostasul personal creat, presumiat. Adică creatul nu e doar mintea despre care vorbește ca această parte superioară, zic așa, ca facultate, ci și suportul ăla al sufletului direct. E tot creat. Și ca altă natură, inefabilă, dar e creat. De fapt, raportul acesta cumva imanentist și emanaționez de care vorbeați, exact asta face confuzia asta între sufletul acesta care îl ia ca însăși divinul, din care emană acest suflet individual sau jivatma, cum au indienii, da? Care este energetic subtil, da? Și poți să ieși informația, zic așa, în sensul ăsta, a unui inteligibil. Da? Și atunci de aici apare emanaționismul, de fapt. Din acest imanentism, de fapt, antropologic, în care se confundă, la un moment dat, unii confundă chipul omului în sine cu chipul divinului. E adevărat că e o înrudire, dar nu e același. Și aici este toată povestea. De aia, antropologia apofatică o ținem într-un cadru energetist, că și energetismul are, nici ăla nu e accesibil tuturor. În subtilitatea și în claritatea experiențelor sale energetice. Da, pentru că poți să rămâi la fizic. Dar de fapt rămâi într-un materialism subtil. Pentru că energetismul înseamnă o metafizică, o depășire. O depășire, da, fizic, pe undeva. Da, planului fizic. Da, da. Dar un metafizic, să zic așa... Fără teologic? Și un metafizic doar energetic, subtil de genul ăsta, te ține aproape într-un materialism. Te ține blocat. Într-un materialism subtil, adevărat, energetist. Dar tot materialism e ăsta. Nu e ajuns la realitatea supraenergetică. De suflet. De suflet, da? Sau de altă natură, altceva. Și atunci apofatismul, trebuie să-l vezi, pe de-o parte, că nu trebuie, sub nicio formă, gândit la substratul ăsta energetic ca fiind stratul fundamental. Stratul acela ființial trebuie să-i se recunoască caracterul creat, dar și natura duhovnicească și ființială. Unii confundă asta cu Duhul, cu Marele Duh și așa, chiar cu Duhul Sfânt, așa cum reziști chiar și la Ghinon. Și atunci ai dat de tot în gard cu mistica, în sensul că ai ieșit din spațiul ecleziologic și sigur el disting de tine că tu ești în partea asta altă, atunci omul înțelege doar ca energetic și corporalitate, în tripartiția de care vorbește și un filozof român, tripartiția
aceasta, care doar ca natură, dipartiția este doar energetică. E foarte importantă distinția asta, revin poate și între ca natură sau ca esență, între energie și ființialitate. Aici se face, și atrage atenția și pe negrase de multe ori. Atenție. Corp, energie, ființialitate. Da, și între fizică, nu amestec. Metafizică transcendentă. Nu? Creată asta ar fi. Adică există și o transcendere din, exact cum este o transcendere, că să facem așa, de la corp la energiile subtile, nici asta nu se în claritate. O transcendere de la energie. La ființialitatea creată. Și abia apoi. Și după aia transcendentul adevărat. Adevărat, da, ca dialog interpersonal și așa mai departe, de acolo mașină. Și atunci atenție la antropologia apofatică, poate să încurce. Sau poate să ducă într-o fundătură impersonală. Asta notam și eu, că se pare că linia de demarcație dintre apofatismul antropologic și panteismul de sorginte sofianică este fină și aproape insesizabilă și trăsăturile care disting cele două modalități de înțelegere teologică ar fi important de subliniat în acest sens. Exact, vin cu... Importanța e decisivă. Decisivă, da. Pentru că aici, și asta, cum o face așa, subliniere? Adică o discuție pe muche de cuțit în partea aceasta, antropologia, vreți să spuneți, apofatice. Da. În sensul că apofatismul acesta antropologic sună frumos, da? Dar te poate duce într-o zonă de un fel de autodivinizare, dacă vreți, de un hristic, de model hristic avataric, da? De un nevmatism dintre ăsta universalist, tot de tip cumva de autodivinizare, și atunci sigur că e nevoie să se opereze cu distinții în această zonă. Și care ar fi unul din hotarele de consistente, sigur? Și toate aceste hotare despre care ați pomenit, în mare măsură sunt comune părintelui Gherasie. Pentru că se sizează cumva... Discuțiile pe care le-a făcut și pe care le-ați dezvoltat acum aparțin în mare măsură părintelui Gherasie. Da, pentru că el... Din câte văd eu. Da, pentru că a sesizat contextul mistic contemporan, da, în care este acest risc paradoxal al unei spiritualități. Deci o mistică atentă și la semnele vremii. Care este acordată. Mistica serioasă nu prea poate să fie altfel. Adică nu e într-un univers abstract, ci mai cu seamă în sens creștin, în care mistica înseamnă prezență hristică, prezența lui Dumnezeu. Da? Deci și concretă în continuă asumare, zicem, a trupului lumii, să zic așa, spre înviere și transfigurare. Atunci nu poți să nu ai în atenție și punțile astea de lămuritoare. De ce? Ca să ai experiența reală, cristică, nu? Despre că asta e sensul, nu? Că vreți cineva să facă distinții de dragul de a le face. Da. Că, până la urmă, nu ne facem aici. Categorial. Ne tăiem în concepte și da, în forma aceasta. Dar aici este importanța evidențierii personalismului creștin și a naturii ființiale și a detalierii modelului acestuia, personalist. Pentru că dacă persoana o înțelegi de aici, personalism energetic și personalism ființial, e foarte importantă distinția. Adică natura personalismului să fie ființială în sensul de duh, să zic așa, și nu energetic. Sigur că personalitatea cuprinde omul întreg, da? Și ființialitate și energie corp. Dar într-o unitate iconică, restaurată iconică, restaurarea omului se realizează în creștinism prin raportare la modelul hristic. Nu e autorestaurare, care te poate duce într-un apofatism antropologic și în care poți să-ți confunzi propria natură sau natura ta fundamentală, să zicem așa, cu însăși divinul. Cu principiul. Da, cu principiul, da. Și aici, sigur că detaliile sunt importante. Și e și acest risc, adică și vis-a-vis de isihaz, vis-a-vis de rugul aprins, da? Vis-a-vis de toate aceste încercări. Sau de un mod de a percepe și de a înțelege isihaz.
de a-l transmite mai departe. De a-l transmite mai departe printr-o experiență cumva care nu înțelege care este structura profundă antropologică a persoanei umane. Păi ați pomenit, nu, că la Berdiaev sau la Bulgakov modelul respectiv te poate duce... Da. Da? De antropie pe de o parte, sofianitate pe de altă parte. Da. Și atunci este important atunci când vorbim de mistică, sau mistică creștină sau mistică sihastă, să fim cu boi în curte. Să avem reperele. Să fie reperele respective și din punctul ăsta de vedere la Părintele Gherasim mi se pare importante. Adică el ce face exact apofatizmul, dacă vreți, antropologic, îl conturează foarte clar triadic și personalist și iconic. Când apofatismul ăsta pur și simplu merge spre impersonal, spre ani. Neferindu-se să recunoască și dimensiunea energetică. Evident. Și chiar și asta spirituală transcendentă. Da. Dar aceea este un... De obicei se ajunge la cel spiritual transcendent care e fapt sufletul așa, luat ca sufletul cu lumii sau sufletul cosmii sau sufletul așa mai departe, care distinte de fapt deosebirea la nivel de natură se înțelege mai mult, că numirile, să zicem, pot fi diferite sau identice, similare, în fine. Dar diferența asta de, se zice, de natură este importantă. Atunci, ca să ai discene, trebuie să zic, bă, înțelegi, vorbești de persoană chiar într-o antropologie apofatică, de pildă. Da. Cum înțelegi persoana? Prin natura ei. Cum o descrii? Cum detaliezi? Că tu, s-ar trebui să-mi includă în acea antropologie apofatică și persoana, dar să fie identificat cu ceea ce noi personalism energetic, adică în planul de interfață între acel spirit, să zicem, universal și corporalul. Aici este povestea. Iar în sens, mai e o chestie, în sens creștin, acest ființial, să zicem, suflet ființial, are singularitate. Ei vorbesc doar de un psihism sau de un suflet individual și ceea ce transcende sufletul individual subtil ăsta... Singularitate și nemurire. Indiscutabilă. Asta se zizează și că e nemurire și chiar și budismul, care în natura asta umană fundamentală se zizează că e indestructibilă și neperitoare. Aia n-ai ce să-i mai faci. Dar ei nu știu de care e originea. Dumnezeu a făcut-o așa. A făcut-o așa și așa pentru că prin actul creator, da, acolo nu e de la sine. Nu e identitar. Da, și nu are acest caracter singular. Nu știu că doar Samkhya ajunge să identifice și singularitatea acestui transcendent. În general, și pe noi, în general, asta e mai degrabă o chestie universală, știți? Nu are o singularitate, acest transcendent, care de fapt e creat, da? Și de fapt e o problemă și asta, adică pentru că singularitatea te duce un pic către înțelegerea personalismului acestuia de tip ființial. Unicitatea. Și a unicității, da, persoanei. Da, și a chipului triadic al său, tot ca structură în asemănare cu chipul Dumnezeu. Și de aici a fost să discutăm în raportul ăsta cum ajung acolo, da, și asta e o întrebare. Sau eu nu ajung acolo decât prin asemănare, prin raportare la modelul care este arhechipal, hristic, da? Adică numai limbajul acesta ființial al sufletului, eu nu pot să mai învăț decât prin accesare la un metalimbaj, la un limbaj arhechipal, hristic, care numai prin revelație se descoperă. Dacă vrei să-l iei, tu n-ai de unde să-l iei, că nu știi cum să-l iei. Nu ai conștientizat chipul triadic creat. Nici nu ai conștientizat. Păi nu, da. Nu conștientizat. O oglindă cu chipul triadic. Da. Și aici este, într-adevăr, o problemă din aceasta legată de antropologia aceasta apofatică. Acum, și în ce măsură și povestea, zică, de care pomeniți, legat de Andrei Scrima, ați spus de Capela Rotko. Adică, aici sunt acele... Sigur că vorbește de o filiație, la rugul aprins, nu? Și cu Ioan Culâghin și așa mai departe, dar dacă pui întrebarea ce legătură este între acel non-confesional al Rotko Chapel, da? Și creștinism? Da.
Ce legătură, pe o etapă mai târzie. Ce legătură are chestiunea respectivă, da? Adică... Antropologia apofatică pe care a scris-o, a scris-o în anii 50. Nu știu cât de modificate în varianta tipărită pe 1990. Înseamnă că a scris două capitole doar, pe care le-a prezentat la lucrarea de licență în anii 50, o facultate de teologie în vreo 7 ani, cred că 1949-56 a terminat, sau cred că în zona, în 56 pleacă în Occident. Nu știu în ce măsură ceea ce s-a publicat după 1990 este congruent și suprapus 100% cu lucrarea lui propriu-zisă de licență sau e diortosită semnificativ și modificată conform noi, pentru că e și o dezvoltare în ceea ce îl privește, adică în sensul de dezvoltare, sunt identific niște etape, ca să vorbim de Rothko Chappell Foundation, adică pleacă de la antropologie, pleacă din filozofie, în anii 30-40, spre teologie, înspre antropologia apofatică, imediată proximitatea părintelui Stăniloae, care este, cred că, conducător de licență. Și după aia, odată cu plecarea spre Benares, apar alte etape care sunt demarcate și cumva aglutinate și care sfârșesc în acest universal. Sau... Păi, zona aia non-confesională aici te duce. Adică, sigur, e o capelă făcută la cererea familiei Dumenil, cu care scrima a fost în legătură, nu? Da, da. Îi se solicită lui Rothko să facă această capelă, sunt implicați mai mulți arhitecți. Cred că și Philip Johnson, sunt și niște discuții pe acolo, vis-a-vis de, zice că totuși forma, o formă octogonală înscrisă într-o cruce greacă. E singurul element creștin de acolo, să zic. Cumva, cel despre care... În măsura în care, vedeți aici, forma poate să fie neutră. Pictura clar este neutră și iconoclastă. Sunt 14 piese făcute de Rothko negru și gri. Trei sunt triptice. Și atunci rămân 5, de fapt sunt 8 pereți, da? Sunt 8 băncuțe acolo, sunt cărți de... Din toate tradițiile religioase. Toate tradițiile religioase, da? Și atunci întrebarea e, totuși, ce legătură are, eu știu, creștinismul? Sigur că ea este, se spune că e non-confesional și cumva ecumenică, dar cum intră creștinismul în data această poveste? Pe ce ajută antropologia apofatică, dar aniconică, să se încadreze în acest spirit? Sau nu cumva ea te poate duce aici și atunci nu e important un hotar personalist și iconic decât să intri în acest aniconism? Adică, sigur, am întrebat la un dat și care a fost legătura lui Rothko. Născut în 1903, adică pe seama lui trebuie să se facă acest orizont, să zic așa, ecumenic. Așa se și numește, nu? Capela Rothko. Da, 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 da. Deci el a mutat numele, nu? Da, e dat numele. S-a sinucis, și cred că și-a tăiat venele în 70. N-a apucat să vadă capela. Terminată, că se termină în 71. În 70 se sinucide. 71, dar nu cred că împlinise 67. În februarie, cred că, nu știu, 25 februarie se sinucide. O doză de barbiturice, zice se, în plus. Și cu vene tăiate. Și cu vene tăiate, da. Găsit, cred că, de un colaborator sau asociat. Era la Boston acolo sau? Cred că la New York, dacă nu mă înșel. Cred că la New York. Aproape că terminase, nu? Sau terminase. Nu, piesele erau terminate, piesele, cred că, sunt începute, cred că, între 64 și 67. Am zis că avea aceste 14 piese și încă 4 în plus. Acum am zis că au fost ceva controverse cu arhitecții, chiar cu Philip Johnson. Controversele lui cu... Da, vis-a-vis de, și de, cred că, de formă sau așa ceva, eu știu. Este restaurată în 2020 sau 2021, dacă nu mă înșel, vreo 30 de milioane de dolari. Fonduri publice. Cred că fonduri publice, deși... Dominic de Menil este fica
lui Conrad Schlumberger. Schlumberger Limited este, cred că, cea mai mare companie care a avut prospecțiuni și în România în 1925, geofizice. Deci în prospecțiuni și tehnologie în exploatarea pământului. Petrol și gaze. Deci anul, să zicem, anul trecut... Și din Franța, nu? Da, undeva Alsacia, dar după începe al doilea război mondial mută la Houston. De fapt, și soțul Dominic de Menil era Jean de Menil, banchier, de aici, și preia numele John de Menil. Este o schimbare de la Jean la John. Ca și la Scrima, născut în 1920, născut în 1930. A schimbat și a schimbat azi iar niște chestiuni care sunt similarități, să zic așa. Da, de schimbări din acestea de traseu. Firma respectivă că anul trecut au avut venituri de vreo 25 de miliarde anual. Care și-a păstrat această chestiune de prospecție, Dominic, nu? Dominic, da. Deci cea mai tare... Că ea moare undeva prin 1997. 97, când da. Când scrie ea, zice că ea a fost moștenitoare. Da, da, da. Da? Asta ca să avem o reprezentare... Un tablou mai exact. A suportului, să zic... celor ca și financiar și sigur că nu e nicio vină, dar am văzut, port o carte, cred că recentă, dacă nu mă înșel, prin 2020, artă și acțiune, și acolo e consemnat că familia de Menil s-a implicat și în artă, și artă de modernă și avangardistă, dar și în acțiune. Acțiunea constând în această luptă pentru drepturi civile, pentru drepturile omului și așa mai departe. Adică această acțiune e interesantă, în ce zonă s-a dus. Și la un moment dat, dacă... Trebuie politică, bănuiesc, nu? Da, da, da. Și aici este poate și un mixul acesta între artă, spiritualitate și, dacă vezi, și un activism. De ce factorul, de ce natură ar fi fost el? Acum... Bănuiesc că de stânga? Dacă facem acest împărțit, te duce la stânga. Dacă se face aceasta. Chiar, apropo, zice-se că în această carte Arte și Acțiune se vorbește de faptul că au fost dispute în Houston între ceea ce făcea fundația și Dominic de Menil între ea și pozițiile conservatoare din zonă. Creștini conservatoare. Nu știu că. Deci, în orice caz, înseamnă că a fost o dispută. Dacă e consemnată în cartea respectivă, că nu are nicio legătură. Doar consemnează așa, dar această dispută. Asta înseamnă că a fost și o polemică, a fost și o chestiune. Vreau să vă spun că la un moment dat te poți întreba și ce caută obeliscul acela, broken obelisk, în fața capelei, care e un obelisc frânt, rupt. Construitul de... Este o lucrare a unui sculptor, Barnett, cred că Newman, are vreo 6 lucrări, dar asta așa, și foarte interesantă chestia, că capela Rothko-i aproape de Universitatea de St. Thomas, au vrut prima dată să facă această... Sfântul Toma. Aceasta au vrut să o facă chiar în interiorul capela respectivă, dar nu au primit acordul. Și interesant că au vrut să doneze acest obelisc frânt, cred că primăriei din Houston și care nu a acceptat să-l monteze. Întrebarea de ce? Să fie și aici un conflict de natură unei ordini diferite, adică sau viziuni diferite? Să-l așeze într-o altă parte a orașului. Da, în fața primăriei. În fața primăriei și atunci l-au relocat. Dar întrebarea dacă avea și un sens simbolic. Adică ai putea să acest zi, obelisc frânt. Frânt, e cu piramida jos și el e cum ai răsucit. Deci, pentru că obeliscul e o formă piramidală cu un vârf, așa, da? Venit din cultura egipteană, da? Să fie și asta ales frângerea asta, să aibă un sens de întoarcere, de răsfrângere a unei ordini. Chiar astea, să zicem, care ar fi spus ceva, o civilizație solară, să zic așa. Chiar egipteană, să zic, da? Care are ca simbol, să zicem, obeliscul, în forma lui, da?
Și această reîntoarcere, frângere și pusă chestia asta ca interfață? Nu știu, e o întrebare. Adică, presupun că are semnificație. Ce a gândit poetul, diferită, să zic așa. Da. Și sculptor, că n-a vrut să arate că frânge o ordine? Sau creează o altă ordine? Sau nu mai e de acord cu acea ordine arătată de... care nu e creștină. Dar obeliscul a fost căutate, sau civilizația egipteană. Dar ce-ai tu să dai o imagine a unui obelisc frânt? În ce sens? Nu știu. Unde vrei să te duci? Nu știu. Sau ce vrei să simbolizezi prin chestia asta? Sau sensul unei rupturi. Dacă cumva, sensul unei rupturi poate, dar dacă a fost acest refuz din partea, să zicem, oficială de punere, a fost și o chestiune de dispută, nu știu exact, poate să fie doar tehnică administrativă sau putea să fie și dispută estetică sau religioasă sau, da, sau și politică și simbolică, pe da. Fondul unor direcții pe care și-a asumat mecenatul familiei, nu? Da, putea să fie asta, spun, putea să fie și chestiunea aceasta. Acum, nu știu, că n-am intrat în datele astea, dar acum analizând și forma, să zic așa, respectivă și ea e sigur și obeliscul ăsta pe un lac, pe o oglindă de apă. Vreau să reflect eu, care aparține lui Philip Johnson, arhitectul respectiva lucrare. Iar capela Rothko sau fundația asociată instituie premiul Oscar Romero. Care? Cine este Oscar Romero? Romero este un arhiepiscop asasinat în 1980, un arhiepiscop al Salvadorului. Arhiepiscopul țării. Da. El Salvador. Sigur că au fost toate etapele ca să ajungă acolo. Scrie în biografia lui că a fost asasinat de brigăzi naționaliste de dreapta. Acum, în Salvador. Din Salvador, da. Acolo știți că era... Care era un beligeranță cu stânga radicală care vrea revoluție, nu? Marxistă, da, nu? Frontul Faramundo Martí, nu? Acolo, din cred, Salvador, nu? Da, da, da. E, aici iar e o întrebare. Ce legătură are Rothko Chapel, să zicem, centru ecumenic, non-confesional, da? Dar asocierea, poate legată prin asta de drepturi, știți? Sau de civile, sau poate de ceva de stânga, dacă cum a spus, nu? O să înțeleg că această capelă non-confesională ar fi un suport spiritual impersonal, dar un spiritual impersonal al unei orientări activiste și politice, ar fi componenta, să zicem, spirituală a unei falange... Componenta anarhistă? Nu știu, poți să faci astfel de interogare. Componenta spirituală anarhistă? Și artistică, da. Nu vreau să fac calificări, poate, dar totuși, asocierea asta cu... Păi văd o aglutinare de experiențe religioase, pe de o parte, este, iar pe de altă parte, stânga niciodată nu va promova direcții conservative, cum spuneți. Da, dar hai să mă întrebam, adică asocierea între, sau mixtura, sau triada asta între artistic, un spiritual, de anumită factură, și drepturi civile, sau... într-o anumită turnură, pentru că dacă institui premiul Oscar Romero, înseamnă că ai avut o anumită orientare. Acum, chestiunea interesantă, că la un dat, prin 2010 și ONU se interesează din nou de Oscar Romero peste ani, și am citit-o, a apărut chiar pe Ager Press. Adică în 2015, faptul că Gustavo Gutierrez, președintele ONU? Nu, Gustavo Gutierrez, tot catolic, peruan, este părintele teologiei eliberării, care în 1900... Peruan. În 1973... Episcop da. Sper că nu mă înșel, episcop. În 1973 scrie această... Teologia Eliberării. Teologia Eliberării, în 1973. Deci el ar fi inițiatorul
Se pare că lucrurile sunt un pic mai vechi, un pic chiar din 68, în care are loc o întâlnire a episcopilor din pe fondul răzmeriței în America Latină, în care acolo se Europa. Asumă o anumită direcție care se dorește, se pare explicit, pe ce poate și altă inferență, nu știu, nu mă bag, cu Conciliul II Vatican. Cumva filiera aceasta teologiei eliberării preluată, vine și în siajul Conciliului II Vatican. În siajul, ca principii și ca repere, așa mă zic, urmărite. Da? Și acum dacă are legătură cu faptul că așa a fost și am de schema la Conciliul II. Dar, revenind aproape, Gustavo Gutierrez acest este chemat în 2015, asta este un articol aport pe Ager Press, în 2015, că titlul era, cred că, dacă sper să nu mă înșel, cred că era scris de o doamna Alina Bigu, sau nu mai știu exact, teologia eliberării se întoarce la Vatican. După demisia cardinalului Ratzinger, care a fost un împreună cu Papa Ioan Paul al II-lea, au fost cei care s-au opus, să zic așa, sau care au considerat teologia eliberării o erezie singulară, dacă nu mă înșel, asta cred că e sintagma. Și care a șefului cardinalului pentru congregația credinței, a doctrinei, da. Zice că Ioan Paul al II-lea a avut sprijin din punct de vedere, să zicem, cred că teologic. Sau, și filozofic și așa mai departe, în denunțarea. Cardinalul Ratzinger, Papa Benedict al XVI-lea, nu? Da. Apare în 2015. Reapare nu, Gustavo Gutierrez. De la Roma, nu? Este la Roma, la Papa Francis. Da? Eu vorbesc acum din date publice, nu vorbesc. Este primit la o liturghie. Au un mic dejun și încep demersurile care fuseseră abandonate în pontificatul lui Benedict, care și al lui Paul, care zice mai ușor cu fabrica de sfinți. Cine a fost cardinalul? Benedict, da. Nu, Papa Benedict, da. Mai ușor, așa mai departe. Și începe procesul de beatificare al Oscar Romero. Care s-a consumat? Da. Au fost, am înțeles, 250.000 de persoane în piață. Ăsta, aeroportul din San Salvador, îi poartă numele, i-a purtat numele fără să fie cu San înainte, Oscar Romero, după aia au schimbat numele. San Romero, San Oscar Romero. Da. Și titlul era numai, se întoarce teologia eliberării, se întoarce la Vatican. Acum, sigur, astea sunt date. Sau ideile conciliare de la Vatican II. Poate reactivate, repuse într-o lucrare. Cert este că teologia catolică, teologia, pardon, eliberării, a fost asociată cu marxism. În zona aceea, Americii de Sud, Americii centrale. Da, o marxizare cumva a credinței. Acum zice, că asta zic la un dat, în 2015 apare în National Review sau așa ceva, un articol chiar de Mihai Pacepa, așa, în care vorbește de teologia eliberării și care ar fi fost... El vorbește de teologia Pacepa. Eliberării. Da, care vine pe un fel de subminare a creștinismului. Sigur, el trimite după aia către Patriarhul Kiril al Rusiei, care a fost la Consiliul Mondial al Bisericilor din 71, a fost în bordul... Celălalt patriar, Kiril. Nu știu, că e vorba tot de asta, de cel de acum. Da. Și a fost vreo 30 de ani acolo. Acum, el a... A fost, dar nu era patriar. Nu, era arhimandrit, normal că nu era patriar. Da. Păi a fost ca reprezentant, nu ca reprezentant. Dar din 1973, dacă nu mă înșel. Până prin 2000. Da. Când a fost ales? Nu știu exact și nu m-aș băga. Doar am vrut să semnalez că
El trimite în zona asta, că de fapt teologia eliberării în prin anii 70 a avut și un suport dintre ăsta de servicii care a lucrat în zona aceasta. Și sigur influența rusească. Eu nu cred că se poate discuta numai de chestiunea asta. Că atunci s-au folosit de ea, sau acum să cred că Gustavo Gutierrez a venit la Papa Francisc pe filieră rusească, să zic așa. Eu cred că stratul acesta marxist e mult mai extins cumva global, din punctul ăsta de vedere, sau de stânga. Acum, asta este un element acolo, într-adevăr, și chiar și în articolul ăsta apărut în America, în 2015, se semnalează această reorientare în apus, la nivel înalt, la Vatican, de la o teologie conservatoare, la teologie conservatoare, la teologie eliberării. Și asta, într-adevăr, care coincide cu predarea ștafetei de către Iosef Ratzinger actualului. Da, deși se spune că actualul suveran, nu, când a fost în Argentina, nu a fost implicat în această teologie a eliberării, într-un fel. Da. Când era arhiepiscop acolo. Da. Acum, dacă vrei să coși lucrurile și ce legătură între Rotko, să zicem, născut în Letonia, Marcus Rotkovițe, de fapt, numele lui. Da. Și Rotko e denumirea americanizată. Da. A emigrat, nu? Venirea, lucrarea lui A emigrat direct în America? Sau? Nu știu exact. Cred că da, cred că da. Cred că da. S-au făcut și școală, cred că, în America. Nu știu. Cu familia, cu părinții? Da, cred că da. Cred că da. A, cred că în contextul Revoluției din Octombrie, sau după. Atunci, cred că... Pentru că dacă s-a născut în 1903... Da, aș specula că nu știu exact chestiunea, datele respective, dar înainte, în orice caz. E, și în acest context al obeliscului frânt, al capelei, Rotko, să semnalăm și prezența unui reprezentant al nostru. Venerabilului părinte și arhimandrit Andrei Scrimă, nu? Vreau să zic că și... Ca și consilier, ca și interesant, personaj un activ. Un consilier al firmei, al firmei de prospecțiuni geologice și un fizician român, Saba Ștefănescu, care colaborează cu firma lor, care a fost încă din anii, cred că în 1925 face cele mai multe prospecțiuni și în România firma aceasta, care ulterior își mută capacitățile în America. La Houston, care, ce știu, Houston, Texas, cred că e cel mai mare centru în zona asta. Petrolifer, da? Adică, poate așa avem și o reprezentare din punctul ăsta. Un tablou mai exact al situației. Să facem un exercițiu imaginativ și să ne vedem pe Andrei Scrimă prezent și implicat cumva în activitățile universaliste și ecumeniste de la Houston. Dar întrebarea, acest universalism și ecumenism, să zic așa, are vreo legătură cu... Al capelei aproape cu teologia eliberării? Sau... Aniconic. Da? Acolo adică... există și un aniconism foarte vădit. Acum se spune că cine, unii care ajung acolo întreabă, mie îmi plac piesele lui Rotko. Adică nu piesele estetic vorbind, da. Dar asta nu înseamnă că asum și viziunea despre om și viața lui Rotko, sau că acum Dumnezeu să-l ierte, că omul zice că ar fi avut și depresie și așa mai departe, și pe fondul acesta poate era un tratament, și adică da. Nu, aici nu e, cum zic, o altă chestiune probabil. Dar interesant acest punct, să zic așa, care poartă numele său și asociat cu acest tip de lucrare a expresionismului abstract, îl scriu unii, da. Aici este o discuție. Și ce rost are, adică legătura asta între un ecumenism din acesta abstract, dus într-un fel de universalism din acesta non-confesional sau supra-confesional sau non-confesional. Aglutinare de experiențe religioase. Combinată cu această poveste
Adică aici mi se par lucrurile curioase, să zic așa, sau incitante. Interesant e că Andres Clima ocupa la Paris, pentru că avea și un domiciliu, sau avea domiciliu în Paris, ocupa apartamentul acestei doamne, adică avea proprietate în Paris. Și în 1997, atunci... spune una dintre doamnele care sunt familiarizate cu chestiunea lui Clima, că Andres Clima trebuie să părăsească, odată cu trecerea la cele veșnice a doamnei Domenil, trebuie să părăsească apartamentul și ia toate efectele din Paris și le aduce cu totul la București. Bine, el fiind prezent la București, denotat, fiind prezent în România încă din anii, imediat în 1991, când are loc acea întâlnire întâmplătoare între Andrei Pleșu și Andres Clima la Mănăstirea Sâmbăta de Sus, aceștia fiind invitați de către mitropolitul Antonie Vlămodeală al Ardealului, care fusese coleg, să zic așa, coleg de rugu aprins, dar și la Mănăstirea Slatina, unde după 40 de zile de așeză severă, Andrei Clima este tuns în monahism și iată că se reface această, să zic așa, prietenie, să zic, duhovnicească, obștească, da, da. Și mitropolitul Ardealului Antonie Vlămodeală îl invită pe Andres Clima la o sărbătoare a Sfintei Mării Mari, la Sâmbăta de Sus, și acolo se întâlnește cu Andrei Pleșu, care îl invită ca și referent sau senior fellow la Colegiul Noua Europa de la București. Și de aici reîncepe parcursul lui românesc, scindat în 1956, dar odată cu plecarea lui, întâi la Geneva și apoi la Benares, unde urmează niște studii doctorale care se pare că nu sunt concretizate într-un titlu doctoral explicit. El a fost câțiva ani și împreună cu colegul, cu interesant că și Bartolomeu Anania, dar din punct de vedere literal, îl schimbă din Bartolomeu, se autodenumește Bartolomeu, așa cum Andrei Scrima, fiind în Occident, își trece ca dată de naștere, 1930, întinerindu-se cu 5 ani și asumându-și, să zic așa, o nouă identitate temporală, da. Așa, și erau numiți pe unii Patriarhiei, aceștia doi, că erau bibliotecari. În memoria lui, interesant e că Bartolomeu Anania spune că el l-ar fi cooptat, nu Patriarhul Justinian l-ar fi adus la Patriarhie pe Andres Clima. Și se pare că, bine, pe lângă Petre Pandrea, pare mi se că în memoriile mandarinului Valah, și Bartolomeu Anania sunt cumva adversarii ireductibili lui Andres Clima, cu aceștia. Deși n-am identificat, dar citim cu mulți ani în urmă memoriile, nu știu cât de exact, mi se pare că este trecut pasager. Știu însă că Bartolomeu Anania dă niște depoziții, odată cu arestarea lui la Securitate, dă niște depoziții despre Andres Clima, în care notează printre altele că Antonie Plămădeală ar fi spus despre el că prin Anton Dumitriu ar fi fost câțiva ani și membru al unei loji masonice indigene, locale, românești. Acum, în acest context, în contextul în care el face filozofie la București, în contextul în care devine asistent al lui Anton Dumitriu, care cred că și el, sper să nu mă înșel, este membru proeminent al unei loji masonice românești. După aceea, el este dus la rugul aprins, la schitul, la Mănăstirea Antim, de către Marcel Avramescu, cel convertit de la iudaism și care făcuse o lucrare de licență teologală, cu teologie despre Cabala, un tip al minter foarte elevat și care ulterior se hirotonește și care slujește la schitul Maicilor din București. Apoi merge spre Tulcea și în urma unor conflicte, intestine, este nevoit să meargă la o parohie
mai puțin cunoscută, din primit de mitropolitul Nicolae Corneanu al Banatului, să meargă la parohia Văliug, după care, până la pensionare, slujește la Jimbolia. Ei, acest Marcel Avramescu îl conduce pe Andrei Scrima în grupul acela. Era foarte tânăr, avea 20 ceva de ani, la grupul Rugului Aprins, care este constituit, eu știu, este cum spune o distinsă doamnă, este un cer de, îl numește în oglindă cu cercul de la Păltiniști, cercul filozofic al lui Constantin Noica, îl numește un grup de prietenie spiritual. Acolo, în acea ambianță, îi regăsim pe Antonie Plămădeală. Bineînțeles că cel care a fost promotorul ar fi publicistul Daniel Sandu, Tudor, și care ar fi capacitat și coagulat acolo, împreună cu Părintele Benedict Ghiuș, nu? Da, Sofia Ambogiu, da. Cu Antonie Plămădeală. Sunt mai multe personalități, personaje care apar în peisajul acestui fenomen religios. Și este interesant de investigat și antropologia, că tot am vorbit de antropologia, pe care și-o asumă Rugul Aprins, în particular fiecare. De perspectiva aceasta, cât se poate, cât se poate reconstitui. Și de ce, da, și de ce, da. Și cât se poate reconstitui și consistența teologică, experiențială și duhovnicească, stricto senso, la acel moment al anilor acelora destul de tulburi, 1944-1948, a Rugului Aprins, în care îl vedem în peisaj și pe distinsul, zic eu, excepționalul prozator, care se va devola postum aceasta, care a fost Vasile Voiculescu, printre altele pasionat și capacitat și de ocultistul de Rudolf Steiner, Swedenborg, și de Rudolf Steiner și așa mai departe. Și este foarte interesant de reconstituit această experiență, cât este consistentă din punct de vedere teologic, pentru că prin retrospecție, după anii 90, această mișcare este subliniată în unicitatea ei spirituală. Însă, cred că prin arestarea în 1956 a majorității sau a tuturor, cu excepția lui Andrei Scrima, care se extrage din acest spațiu concentraționar și pleacă în vest, apoi pleacă în Orient, dorind să treacă la cele veșnice, ne amintim, 1990, tot în Orient, dar este revine în țară, cât mai degrabă din acestea este o rezonanță și politică, pentru că e vorba și de o mișcare involuntar, prin ricoșeu, dizidentă. Și acest lucru se întâmplă, se spune, odată ce Andrei Scrima emigrează în Occident, se întâlnește cu Olivier Clément, teolog ortodox francez, cu care are un dialog în care el vorbește în acest dialog despre existența unei viabile în spațiu românesc biserici subterane. Și nominalizează câteva personalități din acest spațiu al Rugului Aprins. Bineînțeles, Ioan Clughin, Nicolae al Rostovilor, mitropolitul, trece la cele veșnice, mormântat la Cernica și așa mai departe. Ioan Clughin, pentru că Ioan Clughin era duhovnicul Nicolae al Rostovului, venise la București. Și, având dialogul acesta, nominalizează câteva personalități ale bisericii subterane. Zise subterane. Zise subterane. După care se pare... Că e altceva decât statul subteran. După care se pare că, fără îngăduința lui Andrei Scrima, Olivier Clément așează toate acestea într-un interviu pe care îl publică în... cred că în revista Contact, în tot cazul în presa religioasă franceză, prompt acest interviu, prompt lecturat de către autoritățile române, care identifică aceste persoane, toate aceste persoane, și de aici și resentimentele, asta în siajul celor spuse de Roxana Soescu, care este o specialistă în viața și activitatea, să zic, a lui Vasile Voiculescu, care a reeditat și a diortosit opera lui Vasile Voiculescu. Deci și resentimentele familiei Voiculescu, cel puțin așa am înțeles, față de
Andrei Scrima, se pare că Vasile Voiculescu ar fi spus că l-a iertat pentru că era prea tânăr pentru acea dată și făcând aceste imprudențe, se știe care s-au soldat cu acele arestări masive și care au dat și, să zic, un martir al bisericii, anume pe Daniel Sandu Tudor, care moare la Iud. Ce am auzit eu într-o conferință a lui Antonie Plămădeală, sau și n-am înțeles foarte exact, vrea să situeze începuturile lucrurilor aprins, pe de-o parte să ne poziționeze în raport de Sandu Tudor, da, și pe de altă parte să le situeze chiar și temporal, înainte de apariția lui Ioan Cologhin, că vorbește la un dat de o, interesant, de o conferință. Pe întâlnirea lui la Cernica între Andrei Scrima, cred că între Andrei Scrima sau Sandu Tudor și Ioan Cologhin. Da, spune. Da, parcă spune Antonie Plămâneală că anterior la Cernăuți, Sandu Tudor participă la o conferință cumva într-o zonă din aceasta legăturii între spiritualitate și cultură. Da, așa e, da. Da. Și mi s-a părut că cumva... De legătură cu un mitropolit de acolo, nu? Cu Titi Medre. Cu Titi Medre, sau episcop. Adică nu mi-a fost foarte clar dacă... Punctul de pornire. Acest, eu am citat. Nu neapărat. Două strofe din Vasile Voiculescu argumentul, a prezumat punct de pornire. Argumentul mitropolitului Antonie Plămădeală, dacă ducea în această... Pentru că în acea conferință la un moment spune că... Ca adevăratul inițiator, nu? Este, așa spune, este, la Craiova. Este Sandu Tudor. Da, da. Și chiar spune că sunt alții care vor... Nu știu la ce se referea, că nu dă. Aici nomina odioză. Și asta se întâmpla, să reconstituim, când este el invitat la Craiova de către mitropolitul Nestor Vurnicescu, trece la cele veșnice în 2005. Mitropolitul Antonie se întâmpla undeva prin anii 2000. Și spunea că sunt unii care... Unii nu dă nume, care vor să cumva să acapareze cumva rugul aprins sau să și-l pună pe CV-ul. Și aici nu dă nume, nu știu la cine se referă, nu știu care ar fi aceea, probabil că nu vorbea în necunoștință de cauză. Este o întreagă reflexie după... Dar mie mi se părut că și acea conferință, totuși el fiind, cred că, călugărit când era prezent, cred că și Sandu Tudor, nu? Sau nu? Antonie Plămădeală. La Plămădeală era monah, la vremea rugului aprins. Nu, e călugărit ulterior la... Era, Antonie? Era pe tânăr, da, Antonie Plămădeală, la Prizlop, sper că nu greșesc. Era părinte Arsenie Boca la Prizlop și cred că nu știu când e prezent și Sandu Tudor atunci. Care stă o perioadă de timp, stă la mănăstirea Crasna, cred că în Gorj, Sandu Tudor. Sandu Tudor, da, stares numit de mitropolitul Firmilian al Lutenii, da, stares la Crasna. Dar în discursul mitropolitului Antonie, mi s-a părut că parcă... Se exprimă o mică frustrare, nu? Nu știu, adică e un alt tip de poziționare. Adică, pe de parte, mi s-a părut că, parcă nici nu știu, sau n-am prins, sau n-am scos eu, nu era tot materialul, n-am văzut referirea asta în alegalul aprins de Ioan Cologhin, foarte direct, ci, pe de parte, ca suport, să spun așa, deci, duhovnicesc. Devine un catalizator. Sau este un catalizator Ioan cel străin, din punctul de vedere al lui Scrima și al colegiului nostru. Da, aici este o chestiune, o temă, să spun, nu, de analizat. Adică mi s-a părut că, în ceea ce spune mitropolitul Antonie, faptul că dă preocupările lui Sandu Tudor anterioare, chiar fenomenul de la Antim, în relația... O protoistorie a rugului aprins, da, la Cernăuți. Și leagă cumva rugul aprins clar de Sandu Tudor. Da, aici da. Și în același timp... Adevăratul inițiator, spune eu. Inițiator și cumva pune și în... sau... un hotar de prudență vis-a-vis de unii care ar avea, nu știu care ar fi ea, să-și însușească, să zic, rugul aprins, să se facă cumva moștenitori ai, nu știu, cum să zic eu așa cu cuvintele
mele. Dacă am înțeles bine, să zic așa, din ceea ce spune. Personaje exponențiale. Cum apare după 1990 că ar fi, nu? Și el care a defini, de fapt, istoria lui aprins, post-decembrist, ar fi Andres Clima. Aici cred că, aici sunt poate mai multe lucruri de zis. Una că Isihaz, din punctul meu de vedere, Isihaz nu se reduce la Rugul aprins, Isihaz în spațiu românesc. Sau întrebarea este cât din Rugul aprins este, este experiență spirituală viabilă, cât este fenomen politic prin retrospecție, prin sau politizat prin retrospecție, poate. Da, sau prin, da. Bine, asta să zicem, sunt și alte lucruri de... Dar ceea ce aș zice este faptul că... Și cât este mitul urban? Păi nu, efervescență spirituală și o relegare, cumva, încercarea de relegare a spiritualității, să-i spunem așa, interiorizate, mistice, cu o cultură și oameni. Este reală chestiunea asta, adică că sunt oameni. După aia, sigur, personalități duhovnicești de amergură sau Părinte Sofian sau Benedict Ghiuș, nu contestă nimeni măsura, să zicem așa, duhovnicească, înaltă, experiențială, de exemplu, a lor. Și verticală, sau nu? Și verticală. De rezistență. Da. Adică asta n-ai, nu, nimeni nu poate, adică nu se poate face așa ceva. Ca personalități. Ca personalități. Pe de altă parte, din întâlnirea lui Sandu Tudor, cred că atunci când s-a întors de la Crasna, a mers în Moldova, pe aia a fost la... Nu, arestat. Arestat? La Rău, da. Cred că atunci are o întâlnire cu cuviosul Paisie Olaru, în care încearcă el să-l pună pe Paisie, cuviosul Paisie Olaru, de care cam nimeni nu se îndoiește acum că a fost un om sfânt, cum să se roage. Așa cum și cum să se... Are o întâlnire și zice, stai aici în chilie, te așezi numai... Deci Părintele Daniel Tudor îl vizitează pe Părintele Paisie, unde și l-a luat ca și cum l-a luat de la zero, adică el era de vreo 30 de ani pe mănăstire Paisie Olaru, și care nu știa de rugăciune, de inimă, nu știa de rugăciune, așa mai departe, și ai stai și te rogi, spui rugăciunea ta. Sandu Tudor îi spune. Da, spune. Și moșul era... Ce să facă? Așa? Așa am stat, așa, mai a stat în cozi. Și după aia a zis că mi s-a făcut foame, nu știu ce a zis. Cu umor. Dar mie mi s-a părut asta o imagine excelentă. Asupra, că de fapt asta nici și Antonie Plămădare spune că... Sau ce, o întâlnire între două centre isihaste, sau între două... Da, adică... Doi poli isihași sau... E, sau prezumat în cazul Rugului Da, dar în care unul citea pe celălalt, Părintele Paisie, a celălalt îl lua pe ăla ca și cum ar fi la grupa mică. Și atunci cine pe cine asumă? Cine evocă? Cine pe cine aceasta? Înțelege? L-am citit într-o carte și este reală. Dar asta mi se pare... semnificativ, adică că în sensul de a întrupa o experiență locală înaltă, care nu este flambată, cum zic eu, a rugăciunii, a rugului, a prins. Pentru că, și Antonie Plădea spune că era foarte... Flambată mediatic. Și așa, ca eu știu, și culoarele interrelaționale. Dar că spune și Antonie Plămădeală că era un tip foarte impetuos și direct. Sandu Tudor. Sandu Tudor, da. Da, adevărat. Și păi că așa l-a luat și pe bătrân. Păi stai aici și tu acum te rogi, dar n-ai aflat de rugăciune. Uite, așa faci. Păi poate că Sandu Tudor era stareț. Fusese, da. Aici iar... ținește structura lui de personalitate. Dar păi ne zice numai, n-aș duce în zonă de analiză. Mi s-a părut, să zicem, o imagine, o icoană a unei întâlniri între chiar modele spirituale. Și tipuri diferite și tipuri, de comportament religios. Pe de-o parte. Și asta mi se pare, asta și cumva ca un argument, că ăsta, isihazul sau rugăciunea asta niciodată nu era necunoscută în zonă. Adică faptul că nu fac bartoba eu despre rugăciune și cum se face, când se face, așa mai departe, nu înseamnă că poate nu ca o să mă rog eu. Totuși să notăm că acest isihaz este predat, nu? Este predat la catedră, pe 1990, și de către membrii și membrele Colegiului Noua Europa, prin Andres Clima, care impresionează și care capacitează niște... Nu, acum nu poate contesta nimeni calitățile intelectuale, culturale și spirituale al lui Andres Clima. Aici discutăm poate de un traseu biografic. Un traseu biografic și de nuanțe teologice și antropologice, pentru într-adevăr. Nu văd care este legătura între Rothschild Chapel, da? Între non-confesionalul ăla,
activismul civic, teologia eliberării, dus așa că, deci... Revoltele din America Centrală, marxiste, da, da, și Andrei Strima, dacă vreți. Și artă, da, da. Adică totuși, care este legătura, care este legătura în toată această poveste, nu? Adică aici e o întrebare. Că în 1973, acum paranteză, înainte zice de chestiunea aceasta, Părinte Ghelasie, iar vorbește un specific carpatin românesc care, prin datele ce am vorbit noi, ca și actualizate și... Specific carpatin isihast. Da. Se vede foarte clar că are o tușă specifică, are elemente consistente și de... Și o experiență mistică, nu numai personală, ci și diacronică, da, 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 de da, secole. Da, 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 da. Dacă e să mă raportez, da, la Fresnel. Dar faptul, nu? Că el nu e în prim plan, asta nu înseamnă că nu există. Sau tu nu ai tu capacitatea să intri în zona respectivă. Ești încă periferic. Adică faptul că faci la mal valul nu înseamnă că ai testat toată zona, da? Da. Adică asta e o chestiune în toată povestea. Da. E, în 1973, că la Brodcocea, prin zona respectivă, au loc conferințe și așa mai departe. Are loc o... Și rugăciune, cum e aici, să zic. Așa se zice. Are loc un coloiu. 73. Este evocată chestia tangitul la Virgil Ciomoș. Da. Are loc o... Care e interesant că și el participă la colocvii ale Părintele Ghelasie, nu? Da, a fost invitat, da, la început, cred că. Păi a fost și la Fresnei, nici știu eu, la un moment dat. Cred că l-a și întâlnit pe Părintele Ghelasie în Carneșoase. Da, el scrie la alt, cred că, un text, Virgil Ciomoș, în care aduce în atenție, de fapt este, îi se cere cumva să spună ceva legat de, eu știu, de spiritualul părintelui Scrima. Da? Virgil Ciomoș. Da. Și el pornește de la o mulțumire a lui adusă lui Andrei Scrima pentru faptul că l-a familiarizat cu psihoterapia lacaniană. Da, 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 da. Cu denegația, da, și cu forcluzia eului, da, asta e altă... și cu termenii aceștia, da, nu? Da, 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 alta, da. Acolo pomenește sau pune într-un context sau caută să devoaleze acest harismatic, să zic, al lui Andrei Scrima, pornind de la o mulțumire a sa adusă lui Andrei Scrima pentru faptul că i-a facilitat cunoașterea lui Lacan. Nu, lui Ibn Arabi. Da, mistic, uh-huh. Marele mistic al islamului. Uh-huh. Și pe fondul acestei mulțumiri că l-a făcut, nu știu ce sens, că până la urmă cred că l-a făcut atent. L-a făcut atent, da. Povestește că a dat după moartea lui Scrim, aici arată și se face această, cum zic, legendare, să zic așa. A dat de un text. Mitologizare. Da. Asta, apropo, parcă Eliade spune la că a sezizat această în jurnalul lui și de automitologizare, da, folosește chiar expresia asta. Da, într-o notație mai sau jurnal. Jurnal, evident. Da, jurnalul său vis-a-vis de Andrei Schema. De Andrei Schema, da. La alt parcă tot acolo spune o chestie cum... Autocentrat. Că stătea de vorbă, că a spus că a fost în Mongolia, s-a trezit, zic, vorbind de asta. Deși nu fusese. Neagă asta. Nu știu, poate a fost în astral, nu știu, în eteric, da, poate a vrut să zic altceva. Și a zis când l-a tras un pic atenția, a zis că și-a revenit. Nu știu ce a vrut să spună prin chestia asta, Eliade sau ceva. Da, că e scrisă. Da, e scrisă. E rămas acolo. Da, da. Adică mi s-a părut curioasă așa întâmplarea asta. Adică zici că a fost în Mongolia și te trage un pic de mânecă și atunci revii pe
Arătură. Pe ce vorbeai. Așa, e, găsește un text al lui Andrei Scrima, care e datat 1994. În arhiva păstrată de colegiu. Cred că nu acolo, că nu cred că este. Este și acum, nu? Da, da, da. Donată de familie. Și acolo, în acel text? Vorbește în acel text, da. De cred că primul congres, colocviu, să nu congres, că sună Rotko. La Rotko Chapel, despre contemplație și acțiune în tradițiile religioase ale lumii. Asta era tema, la care participă și Andrei Scrima, despre o comunicare. Contemplație și acțiune. Și acțiune. Acum așa că acțiune pe zona teologiei eliberării, să zic așa, ca să fac eu, contemplația pe zona în ambianța metafizicului fundații, acesta non-confesional. Că aici, într-adevăr, de asta mi se pare mixtura asta. Cum se potrivește acest metafizic sau transcendent non-confesional cu acțiunea drepturilor civile și teologia liberării de structură marxistă sau neo-marxistă? Și, adică, cumva, interesantă imaginea. E, și cu experiența isihasta în sine. Da, deci el prezintă un text despre tradiția iconografică bizantină. Și povestește cum, cred că erau cazați chiar în cămine, în zona universitate de acolo, campus. Da? Dar dimineața, cred că după conferința sa, se duce să servească micul dejun. Andrei Scrima. Andrei Scrima, da. Deci asta scrie el. Scrie chiar el. Chiar Scrima, da, cred că e textul povestit de el. Și pentru că e un text în care se referă la la o întâlnire originară și originantă. Originară și originantă în acel ambient al Rotko Chapel, al acelui colocviu despre contemplație și acțiune. Acel ambient religios, universal. Da. Și acolo se întâlnește cu Yusuf Ibiș, islamic. Coleg, da, cu el, nu? La Beirut sau nu? Asta nu știu exact și nu... Posibil. Și acesta îi spune să stai să povestesc ce am visat azi noapte. Era, cred că, ora două. Și am auzit bătăi în ușe. A auzit Iisus? Da, bătăi în ușe și am ieșit să deschid ușa și erai tu și mi-ai zis vino repede să-l vezi pe Rumi. Pe Rumi, da. Care e ca un derviș rotitor în spațiu între Rotko Chapel și obelisc. Ca un turbion făcut aproape până la cer. Și zice, domnule, asta cumva visul acesta, cumva decriptează în teribil Andrei Scrima, în 94 este chestia asta consemnată, deci un text aproape în 73 are loc evenimentul și este în 21 de ani, să zicem, mai târziu. Da, da. Cumva i-a fost accesul lui Ibiș, Yusuf Ibiș, la o experiență dată prin intermediul unui vis, la o realitate. Care? Asta unui turbion derviș, rotitor, nu? Rumi, derviș, da, rotitor, între capela și... Da, care proiect se ducea până ca o tornadă, să zicem, până la... Ce concluzii tragem de aici? Da. Ce întâlnire originantă și originară are loc aici? Pe care o recunoaște și o asumă și... Andrei Scrima prin această... Păi el o spune. Sau descrie. El spune că este... Zic, o asumă el în... Da, eu cred că o asociază. Achisează la ea. O povestește în sensul de, eu știu, de... Întâlnire. De întâlnire. De întâlnire, de repera... Și atunci care e liantul? Păi asta e întrebarea. Între. Care este liantul? Să înțeleg că o fi crizlamul? Mhm. Sufismul.
și sufismul și crizlam, adică o combinație, o unire de genul acesta, făcută ca originantă și originară această întâlnire, că sincer mi se pare o chiar ca povestire, chiar ca vis. A, în afară de faptul că dacă vrești că el era, să zicem, reprezentat creștin, că vorbește despre iconografia bizantină, și celălalt era apropiat de poet și de islam, Yusuf Ibij, da? Să înțeleg că îi spune el, creștinul, despre Rumi, vino să-l vezi tu, adică l-am văzut eu, vino să-l vezi și tu, ca să vezi care e legătura. Și eu, creștinul, și care vorbi de icoana bizantină într-un spațiu totuși aniconic, a zice eu, și la... din care icoana bizantină este absentă, nu? Absolut. Da? Asta este... Nu mai icoana, ci și fondul, este și zugrăveala... Nu asta, să zicem, fiecare face ce întru vrea. Da. Dar care ar fi totuși legătura? Aceasta care duce într-o zonă de original și originante, duce într-o... că te-ai dus tu... Pare a fi o chestiune de patriarhic ecumenist. O poftec mai ecumenică. Da. După cum o înțeleg eu. Probabil că da, în forma aceasta, da. Și atunci ce să înțeleg că există această, așa am asociat, adică care ar fi o întâmplare, că l-ai văzut după Rumi Derviș undeva, sigur într-un spațiu, într-un intermediar, să zic așa, da? Și chiar și visul poate să fie o conexiune la un spațiu imaginal și așa mai departe, aproape de Henri Corman și așa mai departe, da? Dar întrebarea e, ce legătură are rugul aprins, să zic așa? Poate și cu ăsta, cu acest tip de experiență. Și ce legitimează ea de fapt? Sau încotro te duce pe tine, sau dacă ești tu preocupat de rugul aprins? Păi te duce înspre ceea ce spunea Nicolae Berdiev în sensul creației, că natura mistică este supraconfesională ca întâlnire a experiențelor viabile din spațiul rugăciunii. Și supra-religioasă, înțeleg. Și supra-religioasă. Și de fapt... Dar totuși prin acest... vis imaginal, totuși centrată, înțeleg, religios, confesional, prin prezența acestui maestru sufit despre care vorbeați, acestui Rumi. Totuși nu este, pare a fi o zonă evazivă, evazivă. Și este numită ca liant și ca legătură între... Numai că pare că o recunoaște el, să înțeleg, atunci să înțelegi că el, să zicem, creștinul, scrima, el vede chestia asta, semnalizează, o vede ca un reper ecumenic, integrativ, așa mai departe, că vede turbionul și acesta. Și atunci, dacă ea e desemnată ca experiență concretă, mai e vorba de un ecumenism aici? Sau poate faptul că, uite acum zic și eu, faptul că era experiența, era experiența în spațiu intermediar între obelisc și capelă, nu era chiar în capelă, poate că, dom'le, asta ar fi raportul, adică în capelă lași pe Rumi, să zic așa, și treci de la el într-un spațiu cu adevărat, chiar dincolo de Rumi, să zic, așa putea să întâlnim. Dar care pare la mijlocul distanței între obelisc și capelă, pare central. În orice caz, o formă de intermediere, ideea e că... Și atunci capela vine undeva la o margine a centrului, acestui centru. Și atunci, prin acest vis, prin acest imaginal al Corben, ieșim chiar și din spațiu, văd eu lucrurile, le citesc, că ieșim dintr-un spațiu real ecumenic, așa cum place să desemneze și lui Andres Crima și tuturor celor personaje alminte consistente prin aventura lor culturală. Se o structură un alt tip de ecumenism. Acesta, în sensul universalism, e acesta. Adică nu e un ecumenism care să are... Eu cred că mai degrabă acest ecumenism descris, eu cred că acesta indică spre ceva care nu e ecumenic și spre o direcție care nu pare a fi una ecumenică. Adică este o formulă, se vrea a fi, tot acest discurs ecumenist. Cum să zic? Se vrea o formulă de trecere înspre altceva despre care nu vreau să dezvolt. Da. Ce interesant. Despre ce indică da, eu aici, acest tip de experiență. Sau,
Sau hai să facem și altfel. Experiența rugului aprins, afacerii reală, sau chiar eu am culugin. Înspre asta a trimis? Înspre asta a născut, care e consemnat în, deci în 94, deci nu e consemnat în așa, și venim doar, adică înseamnă că a fost o dorință de a consemna chestiunea asta. Și o dorință de a spune ceva prin ea. În 94, nu în 50, nu în 70, nu, deci 94. Ar putea argumenta cineva că acesta este de fapt modelul culăghin de itineranță. Da, dacă mergi pe ideea asta. Mergi pe asta, ceea ce s-ar putea să nu fie riguros. Isihast. Această asociere și al culăghin în chestia asta, poate să nu fie reală. Nu știu. Dar s-ar putea răspunde. S-ar putea prevala de un astfel de argument al unei itineranțe și al unei neașezări vădite sau mai așezări într-un universal care universal, cuprinde și... Nici măcar universalul ăla singular. Că aici este individualul ăla particular și universalul ăla singular. Adică e universal total ubicu, ca și, să zic. Și interesant este că și acest lucru merită. Pentru că în spatele și a tuturor scrierilor marelui scriitor René Guénon, lucrurile sunt converg înspre o direcție și trimit înspre ceva. Deci nu rămâne. Deci toată această aglutinare ideatică, religioasă, universalistă, ecumenică, nu rămâne totuși ca mesaj subiacent în această chestiune, ci trimite înspre altceva. Pentru că și scrima, eu cred că este foarte fan. Găsești că turbionul ăla care s-a creat se înrădăcinează în ceva până la urmă. În fine, posibil. Semnifică ceva. Semnifică ceva. Păi acum neutralitatea e... nu prea există, ca zic așa. Neutralitatea ca modalitate de a te face să treci într-o altfel de experiență. Și nu cred că... scrima nu este... Și asta se vede și în preocupările celor care au ascultat cuvintele lui și cuvintele de învățătură. Deci e foarte familiarizat cu Guénon. Nu cred că nu l-a cunoscut pe Guénon. Nu, cred că încă pe îndoială, dar... Deci pare unul dintre maestri. Pare unul dintre... Că tot am vorbit despre el în dățile trecute și acum, ca să aducem totul la o matcă. Un reper. Acum, și la un reper. Aș mai adăuga ceva legat de Rotko. Eu am lucrând pe zona aceasta a iconicității, să-i spun, care nu este doar în vizual. Cred că în 2011 Jean-François Bourdon publică o carte legată de iconicitate. Și în volumul respectiv face o analiză a unui tablou numărul 24 al lui Rotko. Și a una dintre tablouri. Da, numărul 24. Mie îmi place Rotko, nu asta e problema. Da. Îmi place și Malevich. De la a-ți place o piesă până la a o pune în locul Maicii Domnului piesa respectivă, deja suntem în altă... O distanță. Ieșim în altă parapet. Și analizez cumva dintr-o perspectivă a iconicității tabloul lui Rotko, că aici e o temă. A iconicității, apropo, dacă vreți, de capelă. Ce fel de iconicitate? Pentru că la Bourdon iconicitatea este relație. Iconicitatea în sensul nostru trebuie să fie asemănare. Aici sunt două piste. Și așa nu e capabil să constituie o relație, nu? Acel tablou 24. Nu, el merge, nu. Ba nu, tu mai ai problema. Interesantă analiza tabloului din perspectiva aceasta. Că îi desfășoară, o duce cumva imaginea, sau asociază imaginea tabloului 24 chiar cu un vitraliu. Numai că lumina cumva din spațiul acelui tablou cumva vine într-un spațiu generic intern, nu din afară cum vine ar veni în vitraliu.
ca să lumineze vitralii. Dar e interesantă. Ceea ce după vitralii. Ceea ce după. Nu? Și care nu se confundă cu lumina exterioară sau solară, dar fine. Ideea e de pentru că el face analiza gândind despre peisajul devenit lumină și lumina devenită peisaj în numărul 2. Asta e titlul, asta e abordarea lui Bordron. Da? Și interesantă chestiunea. Și sigur, pornește de la raportul local și global, face culori respective ca niște câmpuri de câmpuri cromatice sau câmpuri de lumină, importante limitele de contact între, numește franje, între suprafețele sau câmpurile de culoare. Deci intră în joc toată această raportare. Nu vreau să obosesc aici cu detalii. Deci pare interesant. De dar genul ăsta. Dar o absență a luminii mai degrabă. E lumina unui spațiu generic sau care poate să fie un suport universalist. Și aici puteți să închideți cumva și bucla unor imagini, a unei lumini impersonale, a unui spațiu generic, să zicem, subiacent, da? Care merge prin prin acele elemente cromatice, da? Dând imaginea unei deveniri a peisajului, devenire peisaj a luminii, lumina devine peisaj și devenirea a luminii care se transformă în peisaj. Peisajul fiind reprezentat de acele, să zicem, câmpuri cromatice. Culori. Culori, da. Și proxime, sunt interșanjabile. Da, sigur, aici ceea ce este, și nu vreau să am pierdut aici. Aici. Interpretarea asta ajunge în viziunea lui Bordron, pentru că ea are la bază o iconicitate, de fapt, de la Charles Peirce, iconicitatea e gândită în semiotica, de tot în zona semiotică, semiotică fenomenologică și perceptivă la Bordron. Peirce, semiotica, iconicitatea era legată de asemănare, relație bază pe asemănare. Ei scot asemănarea din chestiune și rămân doar cu relație. E important detaliu. Adică vorbești de iconicitate, dar care nu are semnificat, să zic, a unei relații bazate pe asemănare, ci doar a relației. Așa se spune Bordron acolo? Nu e singurul. Că sunt cumva două direcții majore legate pe această temă a iconicității. Una care merge pe linia asta asemănării, da? Care poate să fie și pe și vizuală și implicit și în estetică, în Da, și în muzică și că de fapt toate și prin simțe și cognitivă și așa mai departe. Peirce vorbea și de icon cosmologic și metafizic, nu doar cognitiv. Și o direcție al cărei suport teoretic e Peirce ăsta. În semiotica asemănării. Ca relație de asemănare. El are indice, icon și simbol. Iar cealaltă pierde dimensiunea aceasta a asemănării. Doar pe ideea de relație, adică relaționarea respectivă o iau ca iconicitate. Dar care nu are componenta de asemănare, care e foarte importantă, apropo de antropologie iconică. E expulzat. Pentru că asemănarea tot timpul are un raport cu o bază. Dar o bază... Un raport iconic. Iconic, adică de înrudire prin asemănare. Care chestiune e fundamentală și pentru teologie. Păi, și omul e după chip și asemănare. Are un fundament, are o origine și în baza alea este, adică are tot timpul modelul. Da? Nu e o asemănare, deci nu e o simplă relație. Că de asta antropologia apofatică poate să fie aniconică. Că el nu are o relaționare bazată pe un raport de asemănare într-un model și... Să zicem, transpunerea acelui model, să zic, că poate să nu fie numai la nivel de reprezentare, ca vizual, da? Iconicitatea poate să fie aibă mai multe, poate să fie validată pe mai multe ordine de realitate, nu numai în imagine. Dacă aici, și semiotica la concluzia asta, în fine, nu vreau să... Da, poate să fie senzorială și... Da, așa mai departe, da? Dar el, ajunge Bordron să spună că tablouare se poate mișca pe două procese semiotice, în afară de asocierea asta cu vitraliul, de ce? Că e două unde de sacralitate. Asocierea cu vitraliu. Și ce poate să fie... Așa vede el. Da. Existența implicită. Da, a unei lumini care reverberează. A unei lumini filtrată printr-un... Filtrată, da. Posibil da. Vitraliu. Da. Da.
Că și aici e o problemă. Vorbim numai de lumină, de arta, în vitraliu, vorbim numai de lumină sau vorbim de persoane? Chiar și în vitraliu. Că vine lumina și trece prin vitraliu, dar nu-ți configurează lumina respectivă, chiar incluzând raporturi și cromatice și morfologice, o prezență de personală. Păi, în sensul acesta. Mă refer în sensul spiritual sau creștinesc, să zic așa, unde folosesc vitralii, da? Sau icoană păstică, să zic așa, da? E, zice că tabloul ăsta, numărul 24, urmește două procese semiotice complementare, care duc fie către o dimensiune mistică a tabloului, fie către revelarea unei arte conceptuale. Contează sensul. O estetică abstractă. Da. Sensul se construiește sensul acestui tablou de la lumină către plajă, acele, să zicem, câmpuri cromatice, da? Cromatice. Și de la plajă către numere sau se poate construi în sens invers, da? De la număr la plajă și la lumină. Dar ce ai aici? Ai formă, ai cromatică, ai număr, ai lumină? Să zic, da? Ai aceste treceri, da? Și posibilitatea de înscrie pe o chestie mistică sau pe o chestie conceptuală. Seculară. Poți să folosești atunci acest aniconism mistic, în sensul acesta, să găsești această interpretare de mistică, de dimensiune mistică. Dar ce fel de mistică? Aniconică. Da? Nu? Da. În cazul lui Rotcu. Da. Și acelor care merg pe direcția respectivă. Deși folosește termenul de iconicitate în interpretarea relaționării între localul și global, între limitele de... Și până la urmă și ecumenismul încorporează în el o dimensiune aniconică. Da, bineînțeles. Chiar dacă valorifică aici o problemă. Aici e poate și ceea ce, apropo de antropologie iconică, suportul iconic și mistagogic, faptul că tatăl are echipul care naște pe fiul, care este asemănarea sau modelul creației. Adică aici e chestie mistagogică, care prinde grație. Și asta îți descoperă iconismul chiar pornind din treime, da? Și la genul, nu, în fine, nu detaliem chestiunea respectivă. Dar e important după aia și în plan antropologic. Că se creează prin fiul, toate prin tine s-au făcut, care e și modelul de aliență și model iconic, că e asemănarea tatălui, da? Atunci nu ai acces la un spirit universal în sens creștin. Pentru că ai aceste asemănări. Pentru că te duci în beznă. În beznă apofatică, aniconică, să zic așa. Și atunci întrebarea e vorba lui Monomete. Nicolae, încotro mergem noi? Adică cumva e legătură între interpretarea asta, zicem așa, care este, mi se pare tare interpretarea lui Bordon, dacă mergi pe analiza lui. Adică e o chestie. Cum se descompune și are un ochi de foarte... analiza respectivă și semiotică, adică pătrundere în raporturile respective și cum le decelează, să zic așa, și cum surprinde această balama între dimensiune mistică și dimensiune conceptuală prinsă în aceste chestiune, da? Între lumina care devine peisaj și peisajul care devine lumină. Deci această, cum zic, balama aceste... S-ar putea ca Rotko să fie avut, să aibă elemente în plus, Bordron, ca Rotko să fie avut în atenție ambele dimensiuni. Este posibil. Mai ales că zugrăvește într-un spațiu pretins a fi. Este posibil. Universalism religios. Eu aici cumva am vrut să... Că chestiunea mai veche m-am ocupat și nu e singurul. Și Goran Sone sunt iar un semitician contemporan, suedez, are o analiză vis-a-vis de numărul 24 din Rotko. Și mai văd întrebarea, domne, încotro ne ducem în zona respectivă. Apropo de mistică, apropo de antropologia apofatică, apropo de rugul aprins pe anumită filiație a sa. Da? Și pare să că este o bifurcare, să zicem așa, vis-a-vis de
și nu numai în biografie personală, chiar între Sandu Tudor și Andrei Scrima. Nu? Cred că este la un moment dat. Și până la urmă, când vorbește rugul aprins, se poate gândi într-o această despicare? Sau vorbim așa generic, ca membrii care sunt, spun același lucru toți? Păi da, ca o traiectorie diferită, dar și grupul în sine era unul eclectic. Sau eclectic, care era confus și din intelectual, pentru că se spune că asta, era un mesaj viabil, spun cei asta ar fi, asta fi un aspect. Și celălalt este legarea neapărat a rugului aprins și de Ioan cu numai de Ioan Culughin. Isihazmul se reduce numai la în spațiul românesc. La mănăstirea la Optina, mănăstirea Optina, pentru că de acolo vin ei. Da, dar acum numai că și Paisie se pare că a făcut o lucrare duhovnicească care a refăcut Optina, dacă vreți, ar fi un fel de bumerang. Adică Paisie Velicicovski a făcut a reclădit experiența spirituală de la Optina. Nu. De la Neamț. Păi de acolo a extins-o din nou și a refăcut Optina. Mari stareți apar la Optina după Paisie Velicicovski. Și influența lui Paisie asupra refacerii mănăstirii Optina, care a avut mari stareți cu, eu știu, Antonie la Optina, nu mai știu, care sunt mari acolo, da? Adică apar ulterior fenomenului paisian. Adică revigorarea isihastă paisiană de la Neamț a resuscitat renașterea spirituală a marilor stareți de la Optina. Am spus că e ca o revenire, ca un bumerang, în sensul că dacă spuneți că zicem, vine pe filiera asta, eu am colegi, îmi pot să spui că de fapt ar fi o reîntoarcere, să zic așa, a ceea ce s-a însămânțat, a crescut și aduce un rod. Dar chiar și așa, din exemplu acela, mi se pare semnificativ cu părintele Paisie Olaru, că există, adică nu a prins focul, să zic, în candelă Ioan Cologhin. A, la unii da, poate. Dar nu în spațiu românesc. Adică da. Întâlnirea mi se pare semnificativă între Sandu Tudor și din acest punct de vedere. Și a modului de a fi Paisie Olaru, care nu contează. Care în așezare. Stă așezat, primește, se supune cu tare așa mai departe și vede de... Și continuă. Nu a intrat în... Bă, stai să că spun eu cum să fiu isihaz. Nu a fost polemic. A fost aspirat, a asumat și a văzut de... și hâtru, să zic așa. A zis, domnul Isau, s-a făcut foame la un dat și n-am mai s-a pus cărunea. O atitudine de perfectă înțelegere. Da, și spațiu de manifestare a celuilalt. Asta se pare că tot o trăsătură a spațiului carpatin, sau românesc, dacă vreți. Creează acest spațiu de manifestare celuilalt. Și asta ar fi o altă aspect. Și alt legat de, să zicem, de isihazmul, zicem, carpatin, se pare că de grase în zona Chiliei Rămețuri, chiar de secol, așa, care se vede treaba, care consistență. Și dacă faci treaba, adică nu poți să fac o revigurare numai de la scrisoarea lui Ioan Culughin aici. Bun, poate unii au putut să facă dintr-un ceva, faci un ghem. Dar ai această reprezentare a Părintelui Chelase, isihazmul carpatin, și ai și consistența personalismului acesta iconic, nu, pe care îl vezi, și atunci se vede clar o anumită... Putem să punem în problemă adeziunea intelectualilor de 1990 la un astfel de permeabilitate a atitudinii lor la un astfel de discurs. Ce mi se pare mie, ce mi se pare mie că ar trebui să se vadă și această o plajă mai largă. Plajă mai largă. Experiență religioasă. Adică să nu vorbesc de rugul aprins ca și cum ar fi singura experiență religioasă, isihastă sau preocupantă din punct de vedere aprofundării spirituale în spațiul românesc. Că nu e adevărat. Adică faptul că ea poate să fie în prim plan, faptul că a avut o efervescență, poate că poate să resuscite efervescența, asta e de bun augur, să zic, da? Dar de a... Se susține că a găsit o formulă adecvată de dialog cu, asta se susține, cu intelectualii. Ce anume? Rugul aprins și Scrima. Asta se susține, asta încearcă să se... Așa, asta până la urmă, nu știu, probabil că la unii se susține, la alții nu. Eu vreau să doar și cu asta poate să încheiem. Mi se pare așa ca o concluzie că isihazul nu se reduce în spațiul românesc, la rugul aprins, și nu se reduce nici numai la
imaginea sau experiența lui Apin s-a avut, să zicem, de Andrei Scrimă. Da? Și sau cu atât mai complicat dacă se creează această imagine sau se degenerează, că asta e singur moștenitorul și el face îi rugă aprins, mergi la Andrei Scrimă. Și după aceea, dacă nu, poți să mergi la Rotco Ceapă, că s-ar trebui să se îndecineze și te duci și să vezi derviși, un derviș rotitor și mistic, de fapt, te întâlnești în Duhul cu de mare, care e un fel de Duh universal, păcând Duhul Sfânt e precizat. Ca imaginea destupării, nu spuneți? Păi poate să te duc într-o zonă de destupare, nu într-o zonă asta euharistică. Universalismul ăsta așa de în forma asta non-confesională. E nici de cum euharistică. E mai degrabă anti-euharistică, dar e un iconic euharistic care înseamnă participare cu trupul, toate, nu mai detaliem chestiunea. Dar ca să nu lungim povestea, și există și un spațiu românesc viabil, să zicem așa. Și eu cred că confirmat și prin Paisie Olaru sau Părintele Cleopa, așa mai departe, că doar nu a fost la Rugul Aprins, n-a luat lumină de la Ioan Culeg, zic că este Moldova. Sau la Părintele Grașe, orice isiazm carpatin în tradiția asta, să zicem, cheile rămețelor și Sfântul Caim, nu mai vorbesc așa mai departe. Sau, mulți nu iau în seamă că, de exemplu, Părintele Stăinoi a fost un isihast la modul consistent și propriu al cuvântului. Adică îl iau doar că pe teolog. Păi, eu cred că se greșește dacă nu se ia componenta de trăire sau mistică a lui Dumnezeu Stăinoi, care e reală, experiențială și am pomenit și eu, am evocat, apropo de întâlniri cu Părintele Stăinoi, niște aspecte de acest gen. Și atunci, să nu îngustăm câmpul și să nu acaparăm. Poate aici sesizarea înaltului Antonie Plămânar a fost bună, fină, sau fină. Și fină. Adică, pentru că... Spunea la un moment, nomina odiosă. Da, nu spun, nu dă nume, da? Nu dă nume. Dar tendința, zic așa, a semnalizat-o. Adică sunt unii care vrea să fie ei rugul aprins sau să fie... Să acapareze. Sau să acapareze, să... Care e interesant, nu e singular. Experiența rugului aprins ca cerchi sau mișcare. Păi, nu a fost nici omogen. Nici chiar grupul la rugul aprins nu a fost omogen. Adică nu poți nici acolo să vorbești în forma aceasta. Și atunci, sigur că sunt lucruri de... Apropo de isihaz și de planul isihazmului și așa mai departe și a cutare. E bine să se aibă în atenție și o antropologie iconică, să zic așa, da? Care să se reflecte caracterul ăsta personalist, singular, să zic așa. Adică nu există un universalism meta-individual care să n-aibă singularitate, în sens creștin. Că suportul ultim e persoană, arhechipul de tatăl este persoană, asta e identitate. Nu e un Duhul Sfânt, că vreau să ducă într-un Duhul sau așa, tot așa în sensul ăsta în care când Duhul e tot și o chestie universală. Păi Duhul e foarte precizat ce vorbim noi aici ca persoană. Nu e un spirit universal. El ca persoană sunt al treime, e precizat. Atunci, în lumina celor discutate, vorbim despre o antropologie deficitară și despre, întreb, despre o experiență religioasă cumva eșuată în ce privește... Aici nu trag eu o concluzie. Noi am prezentat datele așa cât am avut la dispoziție, așa să zic, în forma asta. Poate la un moment dat se poate încă mai detalia și pe zona asta antropologică, poate încă mai clară chestiunea și comparativ, ca să reiasă adevărata față și anvergura isihazmului, nu? Da. Care implică, bine zice Părintele Ghelasie, și o transformare a omului. Nu e doar o contemplare, apropo de contemplare, că se bate... Prin minte. Și asta prin minte. Viața contemplativă. Părintele Ghelasie spune o chestie, doamne, contemplativul e asumat cumva în sihaz, dar nu este fondul. De ce? Pentru că fondul este sufletul, care e chip dialogal, da? Și atunci sihazul, de fapt, mai degrabă, fiind după chipul cuvântului ca fundament și arhechipal, e un dialog interpersonal. Dar într-un personalism care are conținut ființial, să zic așa, ca suport, să zic, real, da? Atunci contemplativ rămâne mai degrabă în zona asta și extazul mai degrabă în zona unei experiențe tot mental al minții, să zic așa. Dacă are mintea, și vederea luminii, da? Adică
Aici sunt detalii, că faptul că de aia cumva contemplativismul acesta te poate duce grecesc. Acum de sorginte. Dar pe filozofic, să zic așa, da? Dar care poate să fie luat și de alții, dar el te, cum am spus la început, poate să ai o filiera asta neoplatonică sau gnostică. Da, să zicem asta, să nu ne îndepărtăm de discuție. Aici poate să fie o chestiune de adus în atenție. Sigur, ceea ce vorbim, vis-a-vis de un context mistic. Că și aici aveți să dă o imagine a lui Rumi Derviș, da? Care dă o sormă de soi de întâlnire undeva acolo. Da, poți să vedeți ce legătură între Rumi Derviș, cum am spus, mă și teologia eliberării, da? Sau între Rumi Derviș și ecumenism, cum am mai și spus-o. Da, adică aici totuși... Pentru că aici e vorba de un identitar, nu? Chiar și acesta dervișul Rumi, și un non-identitar universalist. Da. Pe când creștinismul este identitar cap-coadă din punctul de vedere. Așa am înțeleg. Pentru că e personalist. Iar persoana este singularitate și unicitate. În fondul ăla ființial, doar așa, cum să zicem, corporalitate sau merge. Asta e, și asta e bucuria. Marea bucurie, până la urmă. Ai întâlnit cu Hristos. Și rămâi ceea ce ești în dependentatea întâlnirii. Nu că trec eu transcend prin Hristos la un fel de universal și pe el e acolo lăsat într-un simplu mijloc, un mijlocitor. Și atunci, de fapt, eu ce fac? Ajung tot la un sine al meu, să ce fac? Ajung în zona asta care e un duh, de fapt, care e un fel de pneuma. Aici antropologie pneumatică zisă, care de fapt e un fel de autodivinizare, că dau când îi spun că e duh sau când îi spun că e altceva. Adică, din punctul ăsta de vedere, e nevoie de un antropologie iconică aceasta care are un conținut vrând nevrând apologetic.